Profilul persoanelor vulnerabile în România este mult mai complex decât pot unii oameni de bună credință să-și imagineze sau decât ar avea capacitatea răuvoitorii să accepte. Pentru că 142 de lei cât ar primi pe un ajutor social sunt absolut insuficienți pentru persoane vârstnice peste 65 de ani fără niciun fel de venit sau pentru persoane cu dizabilități care trăiesc în condiții insalubre sau pentru familii monoparentale cu foarte mulți copii care stau în locuințe fără energie, fără rețea electrică sau de alimentare cu apă, gaz. Deci, practic, se confirmă încă o dată că asistența socială în România trebuie să ajungem să fie integrată. De la educație pentru copii, care la rândul lor să-și ajute în timp, în viață, familiile, servicii sanitare, servicii de îngrijire la domiciliu, call center pentru servicii de urgență sociale sau pentru asistență sanitară, centre medico-sociale, start-up-uri pentru copiii care au șansa să meargă la școală și să-i încurajăm să meargă la școală, să participe la programe a doua șansă atât ei cât și părinții. Asta înseamnă o asistență socială eficientă.